Compensații însă nu pentru toți oamenii din sate care își încălzesc gospodăriile cu lemne și cărbuni și nu sunt conectați la rețeaua de gaze naturale, se simt discriminați din cauza că nu li se acordă și lor compensații. Asta în condițiile în care scumpirile din ultimele luni din sectorul energetic îi afectează și pe ei, după ce prețul lemnelor și al cărbunilor s-a majorat. În timp ce guvernul compensează facturile la gaze naturale pentru toți cetățenii care sunt conectați la rețea, indiferent de statutul și venitul lunar al familiei, oamenii din sate care își încălzesc locuințele exclusiv cu lemne și cărbune au rămas fără susținere. Cei mai împovărați sunt vârstnicii care sunt nevoiți să-și cheltuie toată pensia pentru foc. Locuitorii din satul Condrița spun că statul ar trebui să aibă o abordare echitabilă și să ajute toți cetățenii în mod egal. Că ești de la oraș primesc compensații, într-adevăr, primesc ei. Dar nu-mi dă nimic. Cum pot eu să mă mai uit dacă nu-ți dă nimic, nimeni nu-ți dă nimic. 1500 în pensie și atât, eu mai mult n-am nicio capire din încăiere. Nu ți ajungi, trebuie să strângi tare, tare ca să ajungi la ceilalte lună, să mai ajungă vă capicuți, că Doamne ferește. Eu nu știu care controlează toate acestea, dar nu-i bună treabă. Imagine, trebuie să acum la oraș ăla îi trebuie, dar nu ne trebuie, nu tot ne trebuie. Eu un balon de gaz, eu un butel, cum se ia butelei de astea de gaz, 500 de lei. Am văzut că am un somn doi, toți încă o dată, de la întâi, încă în capeta și de-am 1000 de lei un balon de gaz, asta e culme. E greu. Tăți toți conchitătii, dar le-a făcut tot și eu. De lemne 5000 de lei și gaz nu avem. Nu știu cum acolo lucrează ei, dar trebuie să dăi și la aici de sat. Că hai că noi suntem mai tineri, dar ăștia mai bătrâni, e greu. Nu numai la orașeni, dar trebuie numai decât și la lăsați, le dăi și lemne și ajutor financiar. Noi asta are sora numai cât prinește pensia. Am ieșit 100 și ce. Toată pensia merge pe căldură acum. Pe căldură. Pe gaz. La începutul sezonului de încălzire, guvernul a majorat ajutorul lunar pe perioada rece anului pentru familiile defavorizate până la 700 de lei. Totodată, Cabinetul de Ministri a făcut pentru acest sezon o derogare de la lege și a simplificat procedura de aplicare pentru această compensație. Prestația de ajutor pentru perioada rece a anului, în lunile ianuarie, februarie și martie, va fi acordată fără a lua în considerare indicatorii de bunăstare. Dar atenționez încă o dată că procedura de depunere a cererilor rămâne neschimbată. Solicitanții trebuie să depună o cerere la asistenții sociali și să indice în continuare toate bunurile pe care le dețin în folosință. Primarul satului Condrița, Andrei Donică, susține că foarte puțină lume va fi eligibilă să primească acest ajutor. Și asta pentru că, deși a fost exclusă ancheta socială la solicitarea ajutorului, rămâne condiția ca venitul lunar să nu depășească 3100 de lei. Edilul susține că este o discriminare că orășenilor să le fie compensat consumul de gaze și de energie termică, iar celor care își încălzesc gospodăriile cu lemne și cărbuni nu. Atâta timp cât noi ajutăm pe cei din oraș, indiferent să mă întrebe minim, domnul primar, dar cât salariu? Eu am salariu 10.000. Soția mea are salariu mai mult poate ca mine. Și pe mine mă compensez fără ca să mă întreb cât am eu salariu și îmi dai, indiferent de salariu am un statut ocupațional sau nu, dar pe cel din sat care și așa vai de capul lui, nu trebuie să-i pui condiția să nu aibă mai mult de 3.100 sau 5.400 dacă-s doi. În prezent, o tonă de cărbun costă între 5.300 și 6.250 de lei, un metru ster de lemne între 720 și 1.150 de lei, iar un metru cub de gaze 15 lei și 18 bani. Primarul de Condrița a făcut apel către Comisia pentru Situații Excepționale, către Guvern și Parlament, să se întoarcă cu fața la oameni și să compenseze în regim de urgență cheltuielile pentru resursele energetice, inclusiv pentru lemne și cărbuni tuturor cetățenilor.